Un meci pe minus multe grade, cum a fost jocul din punctul de vedere? Seara, după părerea mea, a fost un joc frumos. Chiar dacă este această temperatură, ne-am străduit să jucăm fotbal. Terenul a fost foarte bun, păcat că n-am reușit să câștigăm. Ne trebuia cele 3 puncte foarte, foarte mult. Nu ai mai jucat pe postul tău, ai jucat în seara aceasta, n-ai jucat vârf central. Cum te-ai simțit extremă stânga? Da, m-am simțit bine. Am încercat să fac treaba, dar păcat că nu am avut prea multe reușite. Unde te simți până la urmă cel mai bine? În spatele unui vârf, în bandă, vârf împins? Nu, contează oriunde. Important este să câștigăm. Poți să joc oriunde în atac, nu e o problemă. Până la urmă este un punct după 4 înfrângeri consecutive. Urmează un meci la Călăraș. Vă mai gândiți la play-off? Pentru că sunt multe echipe în luptă pentru ultimele două locuri. Da, numai că ne gândim. Mai sunt meciuri. Putem să câștigăm cel puțin 5-6 și cred că cu 18 puncte suntem în play-off. Te ai o presiune în plus așa pentru că nu găsești drumul spre gol? Te macină gândul ăsta? Da, dau seama. Eram obișnuit să marchez foarte mult și acum să am un gol pe sezon, mă simt, nu știu, nefolositor. Nu știu, nu găsesc cuvântul, dar ce să fac? Merg înainte și trebuie să intre până la urmă, nu fac probleme. Aveți al treilea antrenor în acest sezon. Ce a adus nou Costel Enache la Astra, în jocul echipei? După cum vedeți, suntem mai compacti. Putem să facem ambele faze, și defensiv și ofensiv. Și acum mai trebuie să vină și victoria. Belu a declarat după meciul de la Sepsi că nu erați pregătiți bine fizic. Ați reușit să puneți la punct acest lucru? Da, eu zic că suntem pregătiți acum și așteptăm să câștigăm la Călăraș. Mulțumim!